Bună seara, dragii mei. Vreau să vă mulțumesc că mi-ați onorat cu prezența dumneavoastră la acest spectacol. Vreme, nu știu când a trecut, dar a trecut neiertătoare. Păstrăm în inimi netrecut un dor cât vremea chiar de mare. Eu am plecat de mult din sat, dar dorul de pământ e-n toate, iar sufletului ești pe dar să-l ducă mai departe. Iar sufletului este dat să-l ducă mai departe. Mă-ntorc cu drag în satul meu când primăvara vine, și gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă-ntorc cu drag în satul meu și-mi e atât de bine să-l văd visând cum știu doar eu în nopțile senine. Pământ de dor și loc de vis, sub înălțimile albastre, el este un destin nescris, închis în inimile noastre. Iubirea lui n-are egal și nu apune niciodată chemarea locului natal. Pe noi mereu se-ndreaptă chemarea locului natal. Spre noi mereu se-ndreaptă. Mă-ntorc cu drag în satul meu când primăvara vine, și gândurile-mi sunt mereu de bucurie pline. Mă-ntorc cu drag în satul meu și mie atât de bine să-l văd visând cum știu doar eu în nopțile senine. Mă-ntorc cu drag în satul meu când primăvara vine, și gândurile-mi sunt mereu de bucurie plină. Mă-ntorc cu drag în satul meu și-mi e atât de bine să-l văd visând cum știu doar eu în nopțile senine. Mulțumesc, dragii mei, și vreau din partea familiei noastre, Alda Teodorovici, să vă spun că sunt fericit aici la Piatra Neamț. Este, cred că, cel mai iubit oraș de mine din țara noastră și sper să ne vedem mai des, să ne stimăm, să ne iubim unul pe altul, să ținem unul la altul. Și vreau să mă folosesc de ocazia, îi fac o surpriză acum lui Petrică, că nu este în program acest lucru, să vă povestesc despre aceea că de aici, de la Piatra Neamț, a venit crucea cea de marmură albă, care au făcut-o nemțenii pentru cimitirul din Chișinău, fratelui meu și lui Doina.